Vești bune pentru românii care vor să intre în posesia actelor de stare civilă. Sâmbătă a început extinderea platformei pentru înregistrarea exclusiv în format digital a documentelor pentru căsătorie în 3 unități administrativ-teritoriale, Eforie, Ion Neculce și Podul Iloaiei. Proiectul este realizat cu sprijinul direcțiilor județene de evidență a persoanelor din județele Constanța și Iași, având ca scop îmbunătățirea procesului de înregistrare a evenimentelor de viață. Conform MAI, această inițiativă face parte dintr-un sistem mai amplu, care va fi extins treptat la toate cele 3188 de unități administrativ-teritoriale din România. Termenul de finalizare a extinderii la nivel național a sistemului informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă este stabilit pentru 24 septembrie 2024. După această dată, înregistrările evenimentelor în registrele fizice vor înceta definitiv.